v-am regăsit! Reghinul ar putea avea din vară echipă de futsal. Anunțul vine din partea oficialilor grupării de fotbal feminin Viitorul, care au depus în acest scop o cerere la Federația Română de Fotbal. Deja doi reprezentanți ai futsalului românesc au fost în vizită la Reghin și au dat garanții că sala de sport din Parcul Tineretului dispune de condiții excelente pentru acest sport. Oficialii Viitorului vor organiza o nouă ediție a Cupei Municipiului, de unde vor selecta mai mulți tineri în vederea formării unei echipe. FCM Viitorul Reghin pune bazele unei echipe de fotbal în sală. Oficialii grupării de fotbal feminin au declarat că din vară municipiul nostru ar putea deține o formație de futsal ce va activa în divizia B. În acest sens, staful tehnic al clubului lansează o invitație tuturor iubitorilor acestui sport extrem de dinamic de a participa la Cupa Municipiului. În urma competiției vor fi selectați mai mulți tineri în vederea definitivării lotului. Cu două săptămâni am fost secretarul Federației Române de Futsal și președintele Federației Române de Futsal, domnul Nedelcu Vasile și domnul Radu Petru, le-am arătat condițiile care sunt, sala de sport. Dânșii au spus că sunt condiții bune pentru înscriere în divizia B și cu colegul am făcut o cerere la Federația Română de Futsal ca să ne înscriem în divizia B. Și de-aia vrem să facem un turneu, Cupa Municipiului Reghin, ediția a doua, să selecționăm băieți tineri pentru viitoarea echipă de divizia B care va evolua în divizia B din vară. Antrenorul secund al formației Viitorul Reghin consideră că ar fi un plus pentru municipiul nostru să aibă o echipă de futsal. Totodată este convins că fotbalul de sală va aduna spectatori mulți la meciurile de acasă. Iarna nu se organizează meciuri amicale de fotbal sau campionat, nu există și în sală o să vină foarte mult. Cred că locurile alea o să fie ocupate, 300-400 de oameni o să vină la meci tot mereu. Șansele ca Reghinul să aibă o echipă de futsal în Liga Secundă sunt mari, asta după ce doi reprezentanți ai futsalului românesc au fost în vizită la Reghin și au dat garanții că sala de sport din Parcul Tineretului dispune de condiții excelente. Noi am făcut toate hârtiile și ni s-a promis că din vară 80% că vom avea o echipă. Acum să vedem și depinde după cine o să fie nou președinte a Federației Române de Fotbal. Cupa Municipiului, ediția a doua, se va desfășura la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie.